Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem iarăși cu Mariana, ghidul nostru de turism al Bulgariei și bineînțeles că v-am obișnuit până acum să vă arătăm orașe și bineînțeles oameni care au multe cunoștințe și prin acești oameni începem și noi și, voi să cunoașteți aceste orașe. Iar astăzi cu Mariana am ajuns în Șumen. Am întrebat-o de dinainte ce înseamnă Șumen, a zis nu, o să vă spun eu la momentul potrivit. Bună, Mariana! Bună ziua tuturor! Din nou, plăcere mare pentru mine să vă întâlnesc și să vă prezint orașul Șumen. Da. Orașul Șumen are pus începutul foarte mulți ani înainte, în secole înainte, dar acum începem cu zona contemporană. Așa. La prima întrebare, ce înseamnă Șumen? Ce înseamnă Șumen? N-am despre, n-am vrut, dar așa. Acum o să aflați, sunt câteva teorii. Așa. Una din teoriile, bineînțeles, astea sunt teorii de savanți, nu din gura în gura, este că provine de la faptul că orașul a fost într-un mare, așa, într-o mare prosperitate, da, în perioada lui regele bulgar, țar Simion. Deci țar este denumirea de rege după sistemul bulgar, rus. De fapt, da, este sistemul slavon, nu este rus, dar așa, țar Simion, deci regele Simion. Și când se spunea orașului Simion, Simon se pronunța la fel în zonă și se zice că de acolo vine Simion, Șumen. Deci, okay, în timp s-a un pic pronunțarea s-a schimbat. Cealaltă teorie este de alți savanți care consideră că numele este vine din denumirea orașului, vine din cuvântul Șuma, ceea ce înseamnă ceea ce însemna înainte, însemna pădure. Și singur vezi că sunt destul de multe păduri în jurul contemporanului oraș. Deci noi ne aflăm în zona mai nouă a orașului și de fapt suntem în zona orașului Șumen, care a fost creată după ce a fost cucerită cetatea în care o să avem onoarea să vizităm asta, cetatea din Șumen. Și a treia variantă. Așa. Șuma, șumi înseamnă zgomot. Știți, foile când este vânt cu ce sunet scot. Asta este Șuma. Ok, și probabil gălăgios, că vine de undeva. Și una care voi vă alegeți. Ok, nu ok. Nu o să greșesc nici o formă. Ok. De fapt, interesant pentru acest oraș este că și acum este un loc foarte bine dezvoltat economic. Este un oraș amplasat în numai la 170 de kilometri de orașul Varna, la 100 ceva de kilometri din orașul Ruse, deci la o intersecție de două drumuri principale de comerț, încă din antichitate, aceste drumuri. Ne aflăm în zona pietonală, acum în fața noastră este teatrul dramatic și teatrul de păpuși. Nu ne-am oprit așa întâmplător aici, în zona unde sunt multe cafenele, restaurante, deci ar fi bine dacă românii când vin la mare, mai ales în partea de nord, se mai opresc și în Șumen, credeți-mă. Pentru că este fix în drum. Fix în drum. Da. Aveți foarte multe posibilități să luați un pic alt fel de aer, nu de mare. Și atunci o să le arătăm ce ar găsi aici. Da. În afară de restaurantele, o să poate să folosească restaurantele, să spun așa, o să poate să viziteze mai multe obiecte turistice. Deci, unul din obiectele turistice, care de fapt la plimbarea noastră și prezentarea noastră o să fie ultimul pentru ca obiectiv, aceasta este monumentul 1300 de ani, se vede sus pe deal, nu? Asta era deal? Da, se deal, pe deal. Sus pe deal, monumentul fondatorii Bulgariei. 1300 de ani.
nu degeaba este ales, sunt ales aceste ani. Se consideră că statul bulgar, acest care este și acum pe acest teritoriu, este fondat în anul 681. Și când s-au împlinit în 1981, 1300 de ani, da, a fost o mare ofanzivă, a fost o mare mișcare, o mare dezvoltare în domeniul să, asta este pe timpul comunismului, da, să spun vizitatorii și audienței. Deci, știți, pe timpul comunismului nu se țineau pumnii strânși așa să nu se dea bani pentru monumente, din contră, statul dădea foarte mulți bani. Sublinierea statului bulgar era foarte important, de ideologia bulgară, aceeași ca și în România. Și la noi se spune, punga cu galbenii a fost deschis. S-au construit multe. Unul din lucrurile care a fost foarte bine inventat și foarte bine creat, pot să spun, e acest monument. Sus de tot. Deci cel de acolo făcut în 81. În 81 este făcut, o să ajungem, o să vă prezint. Este un monument care, credeți-mă, chiar și copiii de 4-5 ani, numai plimbându-se prin monument înăuntru, care este o combinație de sculpturi cu mari dimensiuni, învață istoria Bulgariei. Dacă prin desene, prin sculpturi? Prin sculpturi. Ok. În 10 minute. Super tare. Oricât să nu vrea să asculte un copil, și este foarte interesant, atrage atenția tuturor. În poalele acestui deal este unul din parcurile orașului și rezervația orașului Șumen. În afară de acest parc, care este folosit de toată lumea, și scările până sus, 1300 1300 trepte, de trepte, tot așa, da, se antrenează sportivii. Exact, cu diferite terase, deci locuri mai largi, că știu că în română terase se spune la locuri în care bei o cafea. Deci, așa să zicem, locuri mai întinse, largi, da, întinse. Deci, în afară de acest parc, este încă un parc. Okay. Un parc care este la intrarea în oraș, lângă gara și autogara orașului Șumen, creat în ultimii ani din perioada otomană, deci în 1870 este fundarea parcului. Interesant că același creator al parcului din orașul Varna, a grădinei maritime, a creat și parcul aici, special pentru oamenii cu bani, cu familii, să aibă unde să se plimbe seara și să bea câte o cafeluță. În regiunea orașului Șumen, populația este de în regiunea mai multă, dar în orașul Șumen sunt de 100.000 de persoane, etnos, foarte interesant. Okay. Foarte interesant. De fapt, orașul Șumen și cel de alături, orașul Razgrad, sunt orașele în care avem în Bulgaria o mare populație de etnoși turci. Acestea turci sunt strănepoții, cum se spune, a turcilor care, după eliberarea din 1878, au considerat că țara lor este Bulgaria și n-are rost să meargă pe teritoriul Imperiului Otoman. Și un lucru foarte interesant. Acum o să ne îndreptăm, în câteva minute, o să vizităm cea mai mare moschee din peninsula balcanică și din Europa de vest. Da. Suntem noi. Da? Europa de vest. Da. Tumbum Jamia. Dar înainte de asta ne îndreptăm spre parc. Deci, practic, doar am traversat strada. Exact. Și am ajuns la baza scărilor. Exact. Înainte de asta, nu mai vreau să atrag atenție la un lucru foarte important, având în vedere că turiștii care vin din România vin 99% din ei cu mașinile lor proprii. Exact. Așa. Autocare rar vin în Bulgaria, dar
pentru aceștia care vin cu mașinile lor proprii. Toată strada care este începând din parcul orașului, jos, la giratorul parcului da. Novak, până până în partea cealaltă, Hotel Madara, da. Da, este zona unde puteți să parcați mașinile. Și am găsit și destul de multe locuri, acum văd că deja s-au ocupat multe dintre ele, dar erau foarte multe locuri libere. Numai că, să știți că trebuie sau să plătiți la un nene care vine cu îmbrăcăminte din aia galbenă, verzuie, exact. Sau dacă nu-l vedeți în apropiere, câteodată bea câte o ceașcă de cafea jos pe piedonală. Are nevoie, da, o treabă... La capetele acestei străzi sunt automate. Da, automatele de plată în Bulgaria sunt cu bani, nu sunt cu cartela. Okay. Dar asta e important. Când veniți în Bulgaria, trebuie să aveți bani cash. Nu numai în card sau Revolut, ceas sau nu știu. Deci da, am observat în momentul de față că jumate cu cash, jumate cu să cam 100% cash. Pe când în România cam 80% se pot plăti lucruri cu cardul. Așa este, cardul, da. Nu știu când o să vină și asta în Bulgaria, dar... Suntem în 2023, asta e din cauza economiei, dar asta altă dată vă povestesc. Și când luați acest bilețel, îl puneți în față pe bord, din partea dinăuntru a mașinii, ca să se vadă cât timp aveți. Un minut întârziere, amendă. Da, pune cârligul acela pe roată. Acum văd că e vreo 15 leva de scos cârligul, dar parcarea e mult mai ieftină și e păcat, plus că e foarte activ domnul cu parcarea și oamenii care pun asta sunt foarte activi în zona asta. Ei se antrenează pe scările acestea. Mi se pare corect. Fiecare maraton când se face pe aceste 1300 de trepte, ei știți că să fie în pas cu, cum se zice, nu cu modă, ci cu slujba. Mi se pare corect, dacă tu sunt aici, e păcat să le folosească. Să mai glumim din când în când. De fapt, de ce ne-am oprit aici? Da. Vroiam să vă arăt tuturor începutul, deci de aici cu scările, în afară de asta, pe tot traseul scărilor și nu numai în această rezervație, ci și în parcul central, parcului Novak, sunt cum se spune? Panouri despre care la care este arătat ce fel de pom, de arbor sunt crescute și înălțime și în ce an a fost cultivate. Dar pe noi știi ce ne interesează pe lângă asta? Să ne spună, dacă ne spune, și câte trepte mai avem până sus? La unele locuri. Okay. Nu la toate, ca să nu leșinați, știți că totuși sunt multe. Acest panou este foarte folositor, da? Da. Pentru turiști, nu numai străini, ci și pentru bulgari, din cauza că pe el sunt arătate unde sunt amplasate toate obiectivele turistice din orașul Șumen. De fapt, nu știu dacă ați observat, presupun, titlul Here Bulgaria Begins, în Bulgaria sună așa, Otuk Zapocva Bulgaria, iar în română ar fi trebuit să sune așa. De aici începe Bulgaria. Da. Acestea sunt cuvintele despre care legendă, și la un moment dat această legendă, știți cum este, fiecare legendă devine un pic. Ne-ai spus povestea adevăr, și dacă vrei nu mai spui, ne-ai spus povestea la gară despre cum a pornit de aici. De Asparuh, vă povestesc numai când mergem. Gata. Sus la monument. Stați pe fir. Și acum, dacă totuși, vreți să vedeți unde se păstrează artefactele, acele care sunt cu valoritate mai mare și fiindcă sunt multe, nu sunt puține, puteți să vizitați Muzeul de Arheologie și Istoria orașului Șumen, care se află numai la câțiva metri din acest 100, început 100 de scări. 200 de metri, da. Mergem? Haide! După ce am făcut numai, să zicem, nici 100 de metri nu sunt, de la
de la treptele da? Care duc la monumentul 1300 de ani, fondatorii statului bulgar, am ajuns la Muzeul de Arheologie și Istorie a orașului. Și vedeți emblema orașului, vedeți respectiv și anul crearii acestui muzeu. În muzeu sunt păstrate, sunt expuse artefacte și obiecte din diferite perioade, găsite în jurul și împrejuririle. Mile, cuvântul acesta mă chinuie, al orașului Șumen, din cetate, din Madara, din satele din jur, o foarte bogată colecție expusă în 8 săli. Ok. În afară de acestea 8 săli, bineînțeles, cele mai valoroase sunt în sala Tezaur, așa se numește. Ok. Și ne-ai spus că dacă există câte un muzeu la fiecare, ba la cetate, ba la cetate, ăsta e foarte important pentru că aici vin alea mai... Acele mai scumpe. Mai scumpe. Așa. Deci nu le puteți toate, vedea și pe ale... puteți să vedeți o parte din ele sus, în jurul, exact, să zicem, lui Madara, lui relieful Madara sau la cetatea din Șume, dar cealaltă parte sunt expuse aici, în Muzeul Național de Istorie și în Sofia, în Muzeul de Arheologie. Ok. Foarte, un muzeu care merită atenția dumneavoastră. Intrarea este costă 5 leva adult, 2 leva este intrarea pentru copil. Orarul este de la ora 10 până la ora 18 în timpul verii. Iarna este de la 9 la 17. Okay. Ce puteți să vedeți încă ca, de fapt, în afară de muzeu ca muzeu, în împrejur rimile, exact, la briz a orașului Șumen. Deci, începem un pic mai ciudat. Nu începem cu cetatea care este exact pe deasupra orașului în care suntem acum. Începem cu relieful Madara. Acest relief se află în câțiva kilometri din satul Madara. Este în stâncă. Da. Are 40 de metri pătrați acest relief și un loc extrem de interesant. Ajungem și acolo. Astăzi o să ajungem la Madara și o să ajungem la cetatea din orașul Șumen. Care ai spus că se întinde pe 30 și ceva de hectare. Se întinde pe 32 de care în bulgară, un pic mai târziu o să calcul. În România nu folosiți decar. Nu. Decar este 1000 de metri pătrați. Sau stai, se folosește decar? Hai că nu prea mă pricep ca să nu zic o prostie. Ce mai puteți încă să vedeți în jurul lui Șumen? Casa muzeului Panayot Volu, revoluționar bulgar. Casa muzeului Lajos Kossuth Dobrivojnikov, compozitor muzician. Panciu Vladigherov este ceva ce la nivel George Enescu, cum este la voi Panciu Vladigherov. Și un complex afșarian. În complexul afșarian, Drăvei, este reprezentată etnoșii armeni din zona, din regiune. Pe teritoriul orașului Șumen trăiesc nu numai bulgari și turci, ci și armeni și țigani. Și evrei, nu puțin, okay, mulți, chiar au și mahala. Înțeleg că evreii sunt cam din ce în ce mai puțin. Așa, parcă ne-ai în spus. În general, da. Aici, și aici. Mai puțin, dar totuși ei au... De fapt, știți, orașul Șumen, primarul orașului Șumen a făcut un lucru foarte, foarte bun. A salvat în 1944 anul o mulțime din cum se spune, din taberele din Auschwitz, da. o mulțime care este la un număr de mii de oameni. Și chiar în parcul construit de Nova este și monument în cum se spune, în o memoria, da, mulțumesc, în memoria lui acest primar al orașului Șumen. Dar îl vedem când mergem jos în parc, la Corect. Timbari.